Cafeaua este una dintre cele mai consumate băuturi de către români, iar cercetătorii au legat consumul de cafea de prevenirea demenței sau tulburările metabolice. Conform evz.ro, cu toții ne înghesuim să cumpărăm cafea măcinată și fugim de cafeaua boabe, fie pentru că găsim plictisitor și e mult prea complicat să o râșnim acasă, fie pentru că ne este mai ușor și mai la îndemână să o procurăm gata măcinată. Experții în chimie alimentară spun că aceasta din urmă conține mai mulți radicali liberi, care pot contribui la apariția stresului oxidativ și a diferitelor inflamații în organism. Păstrăm cafeaua în ambalajul original după deschidere. Cafeaua trebuie depozitată în recipiente în care să nu pătrundă aerul. Astfel, cafeaua își va păstra proprietățile în ceea ce privește sporirea antioxidanților în corpul uman. Bem cafea prea de dimineață. Specialiștii recomandă ca ceașca de cafea să fie băută undeva între orele 10 și 12 dimineața, pentru că atunci scade nivelul de cortizol din organism și simțim nevoia de un plus de energie. O cafea băută în grabă dimineața la ora 7 nu ajută foarte mult. Bem prea multă cafea. Excesele nu sunt recomandate niciodată. Această regulă se aplică și când vine vorba de cantitatea de cafea pe care o bem zilnic. O ceașcă de 250 de ml pe zi este de ajuns pentru organism. Punem prea mult zahăr în cafea. Unul dintre cele mai mari avantaje ale cafelei este acela că stabilizează nivelul de zahăr din sânge și reduce riscul apariției diabetului de tip 2, mulțumită antioxidanților pe care îi conține.